De asemenea, a mai fost adoptată la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale o strategie privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020. Documentul asigură un cadru unitar de abordare pentru îmbunătățirea calității procesului de formare profesională din administrația publică. Veți primi și pe această hotărâre un comunicat de presă mai amănunțit, ca și pe celelalte. Dacă